Salutări, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul FV Blog. În acest clip vă voi arăta cum se măsoară cu multimetrul digital. Multimetrele digitale universale măsoară în general resența electrică măsurată în ohmi, tensiunea electrică alternativă măsurată în volți, tensiunea electrică continuă măsurată în volți, intensitatea curentului alternativ măsurată în amperi, intensitatea curentului continuu în amperi, diodele semiconductoare, capacitatea electrică a condensatoarelor, factorul de amplificare al tranzistoarelor bipolare și temperatura. Acesta nu este un multimetru profesional, dar pentru un începător amator este suficient. În general, multimetrele au trei intrări, acesta are patru, unde se montează aceste cabluri. Com este intrarea comună, masa, împământarea, minusul, conectat la cablul negru. Volts ohm este intrarea pentru cablu roșu, acesta se folosește pentru măsurarea tensiunii, resențe electrice și uneori, dacă este specificat, pentru măsurarea curenților slab de până în 200 de mA. 20 a max este intrarea pentru cablu roșu și se folosește pentru măsurarea curenților de până în 20 a Miliamper este intrarea pentru măsurarea curenților slab de până în 200 de miliamperi. Să trecem la teste practice. Cum măsurăm tensiunea electrică alternativă? Montăm cablurile în pozițiile corecte pentru măsurarea tensiunii, respectiv cablul negru la terminalul COM și cablul roșu la terminalul volți Apoi mutăm poziția selectorului unde se scris litera V de la volți cu simbol linie ondulată sau ACV prescurtarea din engleză. Întotdeauna când măsurăm, punem selectorul pe scala cea mai înaltă pentru siguranța multimetrului. În cazul de față, punem pe scala de 700. Apoi, văzând ce tensiune avem, putem muta selectorul pe o scală mai joasă, respectiv 200, pentru o precizie mai bună, dar nu mai jos față de tensiunea măsurată. Cum măsurăm tensiunea electrică continuă? Pentru test, am ales la întâmplare două baterii, una de 9V, iar cealaltă de 1.5V. Lăsăm cablurile în aceleași terminale, apoi mutăm poziția selectorului pe V de la V, cu simbolul linie continuă sau DCV, prescurtarea din engleză. În situația aceasta, știind tensiunile ce le avem de măsurat, mutăm selectorul pe scala de 20. În cazul vostru, dacă nu știți tensiunea continuă ce o aveți de măsurat, mutați selectorul pe poziția cea mai înaltă. Cum măsurăm o rezență electrică? Cablurile rămân pe același poziții, însă selectorul îl mutăm pe zona cu simbolul omega. Pentru a avea o măsurare cât mai corectă, nu țineți ambele mâini pe terminalele rezenței. În cazul în care vedem pe ecranul multimetrului că valoarea este după virgulă, aproape de 0, trebuie să mutăm selectorul pe o scală mai joasă. iar dacă vedem cifra 1 la măsurătoare, trebuie să mutăm selectorul pe o scală mai înaltă. Cum măsurăm intensitatea curentului alternativ? Cablul negru rămâne pe aceeași poziție, însă cablul roșu îl introducem în terminalul 20a. Selectorul îl rotim în zona cu simbolul A de la amperi, cu simbol linie ondulată. Pe scala de 20, în cazul de față. Măsurarea curentului electric se face în serie cu un consumator, ca în exemplul video. Cum măsurăm intensitatea curentului continuu? Pentru acest test am ales la întâmplare o baterie de 9V și pe post de consumator o resență. Cablurile rămân pe aceleași poziții ca la curentul alternativ. În schimb, poziția selectorului se va roti pe zona unde este inscripționată litera A cu simbolul linie continuă sau DCA din engleză. Bineînțeles că în cazul anterior, măsurarea se face în serie cu un consumator. Cum măsurăm diodele semiconductoare? Cablurile se vor muta pe pozițiile aferente măsurării tensiunii, doar că în cazul acesta rotim selectorul pe poziția cu simbolul de diodă. Dioda are două terminale, denumite anod și catod, catodul este marcat de foarte multe ori cu o linie albă. cum măsurăm capacitatea condensatoarelor. În cazul de față, pentru măsurarea condensatoarelor, nu se mai folosesc cablurile. Pe aparatul de măsură, existând un slot special. Rotim selectorul în zona unde este marcată litera F, de la farad, fiind unitatea de măsură a condensatoarelor. Am ales la întâmplare două condensatoare, unul electrolitic, iar celălalt ceramic. Modul de măsurare este același ca în cazul de esenței electrice, alegând scala cea mai mare apoi rotim selectorul pe o scală mai mică până avem o valoare cât mai exactă. Aici se oprește acest videoclip. Sper că a fost de folos și vă place acest gen de conținut. Dacă da, nu uitați de like, subscribe și să apăsați pe clopoțel. Vă aștept la un nou videoclip. Toate cele bune!